keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. The snow is falling down and the storm is on its way. But as long as you're around, everything will be okay. 'Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas. Hei, neața, nu neața, e două ceasul? Fai, doamne, nu mi-am dat seama că e două ceasul. Diana, doar. Păi, ideea este că... În continuu, doamne. Stați așa să vă arăt unghiile. Nu se mai trezește. Când m-am trezit, pac, mi-am băgat verde, smarald, cu hauriu pe unghii, cu toate cele. Ați văzut că am pregătit cadouții la copilaș și nu-mi vine să cred că este primul an în care cumpăr un sul din ala din... hârtie de cadou și nu numai că mi-ajunge pentru toate cadourile, ci mai și rămâni pentru anul următor. Doamne, eu întotdeauna, nu știu voi cum se dar eu întotdeauna rămân fără hârtie de cadou. Când mi-e lumea mai dragă, când se termin, atunci se termină hârtia. Acum și-am pachetat, dar mai cutiile. Aș dori să puneți niște întrebări și să vă dați cu părerea de ce îi se întâmplă asta de anii. Că punem, pare că există niște explicații. Sunt o bună matematiciană de aia. Adevărat. Da. Și cam asta am făcut. Deci am făcut unghiile, am mâncat, am stat cu Mihai, nu-i convenit, că mă las pe el, că îl doare, că nu știu ce, că iar stomacul, că iar nu știu cum. Așa, am pregătit tot, am făcut scrisorele, ne-am uitat un pic pe lista, am văzut că la fetiță nu a cumpărat nimeni ghete sau ceva din încălțăminte, V2, vezi cât îi văd în geamul de la bucătărie. Sunt foarte fâșneață în această dimineață. În această dimineață la ora 2. În această dimineață la ora 2. Sunt foarte fâșneață. Așa. Și problema este că nu are număr la... Problema este că nu are număr. Ce număr poartă la papuci, știți? Și am scris doamne care se ocupă de treaba asta, dar nu ne-a răspuns, așa că am pachetat cadouri, trebuie să mergem să le ducem când nu avem când. Ci e foarte fâșneață și trebuie să mergem neapărat astăzi, în această dimineață. Această după amiază, că chiar că ar fi timpul să ieșim din casă, că totuși e ora două, până ajungem, trebuie să mergem unde este calea Buziașului? Nu știu, trebuie să văd pe adresă. Trebuie să ne uităm, nu știu cum se cheamă casa de copii, casa Olarului, parcă. Pentru că... Aș filmez cu chestii la nas? Ce am? Am ochi? Coj. Ai coj. Da. Coji. Are goji în nas. Da. Nu mai știu ce ziceam. Asta că la casa Olarului trebuie să vegetezi, duce cadouțile frumușal. Și păi vedem, poate le plimbăm un pic sau nu știu, în fine. Vedem. În principiu asta n-am făcut nimic. Adică, bine, am o mare realizare că am făcut unghiile. Ce? E duminică, ce vrei să faci? Da, asta până la 12 azi noapte și am terminat clipul. Băi, abia aștept să văd reacțiile la clipul, practic, pe care l-ați văzut voi aseară. Nu știu, mi-mi place foarte mult cum a ieșit și mi se pare așa un clip mai deosebit, dar nu știu, o să văd eu diseară când bateria, se postează. Prietena mea. Stați să schimb bateria și revenim. Gata, bre, avem baterie aici, frumușor. Da. Bre, mai că bre, gata, bre. Dar mai știu ce ziceam. Mamă, deci m-am nenorocit azi pe față, uitați ce mi-am băgat. Pac. Mi se părea mie că am, nu știu ce, că am și eu așa fac când mă apuc. Deci sunt varză pe față, nu m-am dat, mi-am dat acum niște corector. Și un pic de mascara, că n-am avut chef azi nimic. Bine, și rimele din asta de sprâncene. Dar m-am rezolvat bine pe față. Trebuie să fiu și eu frumoasă de Crăciun, știți? Adică eu întotdeauna trebuie să fac ceva de genul, că altfel nu se poate. În fine. Nu mai știu ce să mai zicem. Cred că trebuie să ne îmbrăcăm, nu? Ha? Nu. Când mănânci? Îndată. Nici nu mai știu mesile acum, că iar mănânc la 2, la 11, la 2, la 3, la 5, la 8, la... Haideți că revenim, când ieșim din casă.
Tuftici, că unul mai des? Da. Mulți mai mult ca mine. Aia, acum m-am spus acum. Da, că a fost și sinceră. În sfârșit. Mamă, deci cât am mâncat ieri. Doamne ferească, spun. Deci am mâncat pizza aia. Am mâncat salata aia. Am mâncat cheesecake. Am zis la ora 10 când editam. Păi, nu mai pot, nu mai mănânc și cheesecake. Că nu mai am mâncat atâta astăzi, nu mai. Mamă, deci stăteam și editam și mă la cheesecake-ul ăla de frigider, mă gândeam. Și l-am mâncat, vă dați seama. Am adus și aici, mai la bălinguri, mai puțin editat, mai la bălinguri. Voi să nu faceți ca mine, că nu, e caca, nu-i bun. Haideți să revenim. Băgați marina după aia, nu-i bun. Revenim când ieșim din casă. Am plecat cu cadourile, dar problema este că suntem blocați în trafic, deci este atât de aglomerat, încât se circulă bară la bară. Mai vrea puțin în mall azi? Cel puțin aici, în zona... Ia uitați, în zona Iulius Mall, unde suntem noi acum. Ia uitați cum se circulă. Deci banda... Banda 1 este blocată, nici măcar nu se mișcă. Banda 2 mai mișcă ceva pe acolo. Dar da, noi trebuie să luăm încolo ca să o ajungem pe calea Buziașului. Ceea ce este superb, adică ce dor ne era să stăm duminica în trafic. Vă zic, ne-am pus și Waze-ul. Și Waze-ul pe aici ne duce că este... Unde e mai aglomerat? Și asta zici că e nebun. Da, bine, arată vezi în partea aia că e roșu. Uite cum s-a băgat, în fața asfaltului. Deci n-ai cum, vrei, da. Da, fai de mine. Deși n-am mai prins o aglomerație din asta, Doamne ferească, spun, uitați un pic ce e aici, frate. Doamne Dumnezeule, sunt toate benzile blocate și sensul giratoriu plin și din partea aia tot vin mașini. Superb. Am aflat că trebuie să ajungem în calea Buziașului. Nu știu unde este casa Olarilor, pentru că nu ne-o vede GPS-ul, dar avem numărul și strada, în fine, o să ne plimbăm pe acolo să găsim. Sper să putem și lăsa cadourile astăzi, că scrie acolo că trebuie să fie oamenii care sunt responsabili de treaba asta acolo, dar mă gândesc că duminica toată lumea s-ar duce să ducă și trebuie să fie cineva, să vedem. Și cam asta e toată treaba. După aia trebuie să ne oprim pe la Oșan, să luăm un piept de pui, pentru că vorbeam cu Mihai că aș vrea să fac el ceva bun de mâncare în seara asta, dar până am ajuns la concluzia că mi-e poftă de șnițele, așa că o să fac niște șnițele. Și mâncăm. Să mă faci tu ceva bun. Fac eu ceva bun, da, adică niște șnițele. Haideți că mai revenim, după ce o să reușim să ieșim din această musculadă aglomerație. Unde încearcă să vă dați seama ce e mol, deci Doamne, să păstreze astăzi... cum e aia? Distanțarea da, socială de... Da. Mare ca de fiecare dată, de altfel. Deci, aici la Iulius nici nu mai sunt locuri de parcare, că blocaseră acolo intrarea în subteran. Vă dați seama? Doamne, oare cât este de locuri de parcare are subteranul ăsta aici? Fai, ceva fantastic, nu glumă. Hai că de aici am mai ieșit un pic la luminiș, cum s-ar spune. Haideți că ne-am... Nu, intrăm aici. Ne-am plimbat frumos prin oraș, pentru că ce credeți, am ajuns atunci născut. Nu cred că v-am zis când am plecat de acasă, că am observat la fată că nu avea încălțăminte. Și am zis, luăm noi și am scris doamnei care se ocupă și care am vorbit. Doar că doamna ne-a răspuns abia fix când am ajuns aici la adresa pe care nu o găseam. Și eu o zis că, vei, am găsit-o acum când ne-am dat seama că de fapt, deci nu ne-a zis nimeni că noi, adică nu ne-a dat un număr de telefon sau ceva să sunăm înainte. Na, noi am zis cum am făcut de atâtea ori, mă duc și las pachetul, că e cineva acolo, că așa am procedat de fiecare dată. Și acum ne zice că dumneavoastră abia la 6 ajunge acasă și că atunci ar putea să ne dea un număr la încălțăminte și ne-a dat contact. Înainte să merge, sunați așa, așa, așa. Zic, doamnă, suntem deja aici, în cazul ăsta dați-ne și număr la papuci și o veni altă dată să le aducem, ce naiba să facem. Că a fost o lipsă de comunicare și nu, adică nu, nici nu s-a specificat acolo în anunțul ăla cum trebuie să procedezi. Na, noi am luat-o cum știam noi că am mai procedat și a fost greșeală așa, deci din partea unuia și din partea altuia. Așa că până la urmă o să mergem, să vedem, bine, niciun caz nu mergem azi să luăm papuși sau ceva. Acum am intrat aici și până la Oșan. Ce era? Să dai cu portiera. Mihai scoate tichet de parcare. Ce era zi cu portiera în ăla care emite bilete de parcare în suportul ăla. Da, așa că da, ne-am plimbat până în partea aia a orașului. Acum ce intrăm, da. Intrăm acum la Oșan, că dacă tot suntem aici, nu, că la noi acolo la Oșan este mult mai aglomerat.
Și o da, să luăm de aici piept de pui și toate cele. Și rămâne să se plimbi Mihăiță și să caute papuci fetei într-o zi cu soare și cu două dimineți. Nu, bănuiesc că mâine, poi mâine trebuie să vezi. Așa ei, și... Trebuie să rezolv mâine, nu mai sau nu? Da, mâine, dacă vedem, ieși, termin. Eventual mergi și să duci cadourile și vedem ce și cum. Așa că, bine, oricum nu o să le mai desfacem, o să atașăm cumva cutia asta e la alte sau da, ceva. Mai bași pe asta din aia și o prinzi de asta. O prindem de cealaltă, da. Bine, hai, poate așa au fost scrii pentru fetiță ca să aibă și încălțăminte, na, dacă tot nu i-a luat nimeni. Oricum, am rămas așa un pic dezamăgit când ne uitam acum prin, prin anunțurile alea să vedem ce copii au rămas fără și adică vreau să zic că doamna asta a scris inclusiv că dacă nu ai timp să te ocupi, poți să dai comenzi online, să vină la ea acasă și ea să se ocupe de absolut tot, să le pregătească și tot. O grămadă de copii sunt fără cadouri. Da, na, asta este. De asta am zis că măcar la fată să-i luăm, că iar Dana, cine-i Dana? Are V3, eu l-avea luat, nu? Deci mai rămânea V1, l-am luat noi. Aha. Și V2 îi mai trebuiau, adică încălțămintea îi lipsea, așa că, na, asta este. O să mergem o luni și pe asta, așteptăm să vedem ce măsură poartă și rezolvăm. Mi-am dat seama că apar și tu. Bine, no, haideți că acum vă lăsăm ca să mergem în Oșan și revenim. Vai, deci cumpărăturile noastre cred că au durat fix 5 minute. Băi, frate, deci eu un Oșan mai liber decât ăsta, cel puțin în Timișoara, n-am văzut niciodată. E așa de fain, de micuț, foarte interesant gândit și făcut. Culoare largi, pe mijloc acolo îi amenajat, n-am mai văzut niciun amenajat în felul ăsta, nici la Iulius nu e așa, niciun nu e amenajat în felul ăsta. Bă, dar e foarte fain. Erau 6 case, dintre care 3 erau libere. Te duceai așa, doamne, acum asta e, stăteam cu Mihai, ne uitam, mamă, oare ce mai e de mâncare, oare ce mai există, pentru că noi mereu când mergeam în Oșan, pa, crepide, să iei tot ce prinzi, ce știi, că cumperi, că n-ai plin mereu și nu stai să cași gura asta așa. Mama, acum am venea să stau, să mă plimb, să văd, cred că erau total, nu știu dacă erau 15 oameni în magazin. Mamă, deci foarte fain. Ia zi, Mihai, că... Merită din când în când să traversezi orașul, să faci cumpărături așa, să faci în lejerea, nu? Să stai liniștit, deși nu știu cum zis, tu de blocuri pe aici, pe aici, nu știu cum de așa de liber. Dar a fost o plăcere să faci cumpărături de aici. Și, ne-am luat, astea niște piept de pui și la Mihai apă. Ne-am luat niște clementine. Și cam asta e, că aici existau și clementine și aveai de un să alegi, adică nu scofurgitii săraci, vai de steaua lor. Tati, full, dar vreți că de acum încep să vină mașinile. Ei, mai e și Lidl acolo. Da, e Lidl aici aproape. Știi? Dar încet. Da. Oricum, super. Oricum e deschis mai nou, știi, și de-aia. Da, super. Și era în galeria Lidl, cum ar veni, era o singură cofetărie deschisă. Mamă, cum arătau prăjiturile alea, auzi, Mihai, că nu vreau prăjituri pentru că am mâncat ieri. Dar eu vreau. Dar nu, au zis că nu vrei. Dar arătau așa de bine, Andalusia e deschisă aici. Au prăjituri foarte faine, nici pentru că amintic am mai mâncat. Bine, haideți că de acum o să revenim direct de acasă, pentru că cam asta a fost plimbarea noastră. Ca asta ziceam lui Mihai, mi-am făcut post de thumbnail cu Celi și am zis că o să chemi vlogul cum ar veni, mergeți, duci în cadou. Acum o să chemi cum intenționăm să mergem să duci cadouri, nu știu. Dar în fine, poate pur și simplu asta a fost un semn și a fost așa ca să completăm cadoul. E agitat asta mică, i-am explicat eu ei, dar nu. Da. Mereu se agită ca un Pepsi. Bine. Haideți că revenim. Haideți că între timp am ajuns și acasă și acum punem ultima tură de iar la prima lucru frumos aici am făcut eu șnițelaș acolo. Da, recomandat de Denisa Tono. Da, am văzut la Denisa Silaghi săptămâna trecută, cred că a făcut, nu? M-am aflat și atunci am avut șnițele mame. Deci acum când am zis ce să mâncăm mulți, că aoleu, trebuie să facem șnițele. Și nu v-am arătat cu faci șnițele, că le-am toată lumea știe să facă șnițele. Dar... am pus aici un amestec cu făină cu pesmet, acolo ou, pac, prin aia și gata. Gata, treaba este ca și rezolvat. Și acolo facem la oală, la de la Tefal. Niște cartofi pentru că nu putem mânca șnițele fără un creuț, logic. Așa că cam asta va fi cina în seara asta. Și o să vă arătăm când terminăm, vă facem poftă, fiți fără grijă, fiți. O să închizeam foamea sau de grăbim toate direcții și de la mașina de spălat și de la... Mamă, ia uitați aici, bunătate! Pireuț făcut cu unt, cu lapte. I-am zis lui Mihai să fac așa ca la carte și e super, super pufos și fain. Șnițel și avem, bineînțeles, toată treaba asortată cu niște murături de la mama.
Oh, îmi plouă în gură deja. Și astăzi mănânc și eu la o oră mai decent, adică 6:30, cred că nu mai am mâncat la ora asta de nici nu mai știu cât timp, că numai pe la 8 mănânc. Să avem poftă, zic. Deci am mâncat. Mamă, cât de bun a fost. Mami, trebuie închide sonorul. De. Mamă, cât de bun a fost. Ai făcut un pireu extraordinar. Un piure, dragă, scuze. Un principiu la... Cel mai bine la piure. O acum o să piure. Deschidem calendarele, o să închidem vlogul, pentru că am zis că seara să trebuie să mă apuc și să editez. Așa că cam pe aici o să ne încheiem astăzi activitatea și hai să vedem ce avem la numărul 20. Ia să vedem. Op. Deci nu știu ce am avut cu unghiile astea, că mi-am băgat cuțitul, cred că, în 4 unghii până acum. Nu știu ce am. Dați așa să vedem aici. Asta este o mască. Ia și aici scrie, cred că aseară am uitat să vă mai arăt ce scrie acolo. Nu înțelegem ce scrie aici, adică eu cel puțin. Și asta este probabil o mască, la fel o să am rugămintea dacă vreți să-mi spuneți ce fel de mască este asta. Aș fi mega recunoscătoare. Hai să vedem, mami. Tu ce ai? Ce mănâncă seara asta? Vrei și mie recunoscătoare? Oh, un focus, dacă ai avea în calendarul ăsta, uite acum, hai. 20, vezi că 20 ți l-am arătat ieri, uite-l aici. Ai, ăla e ou mic. Nu, e ou mare. Nu e mic. E mare. E mic. E mare. Când bișnuie că ăștia scau urmă ou mici. A, era ironic. Tot atâta ai așteptat. Percutez mai greu, de am stomacul plin. Nici nu poți ridici mâna? Mhm. Ecco. Da, minunat. Abia așteptai. Exact. Da, puțin și bine, mănânc și ouă Kinder. Da. Eu. Eu? Eu. Jumii-juma. Te-ai mâncat ochi unul zile până acum. A, păi dar nu așa ne-a fost înțelegerea. Dar nu a fost nicio înțelegere. Am eu calendar. Nu am avut nicio înțelegere. Dragilor, aici încheiem și vlogul de astăzi. Mai filmăm așa de puțin. Marți, miercuri și joi. Și gata. Nu pot să cred. Dar nu știu că l-a trecut sincer. Adică parcă a trecut și greu, dar și repede, nu știu cum. Așa. Deci numai bine dacă v-ați plictisit de noi, mai sunt 4 zile și Doamne ajută. Dar o să vă anunțăm în ultima zi din Vlogmas când vine următorul vlog și cum continuăm. Și de ce exact. Așa că vă mulțumim tare mult de vizionare. Rămâneți pe frecvență să vedeți. Țineți aproape. Vedeți ce mai facem noi. Vedeți ce? Dar nu mai pot. Eu vine să dorm. Eu spre somn acolo. Vă mulțumim. Nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Weekend fain. În continuare. Ne auzim mâine. Ciao. Pace și dragoste. Asta e nou, da, secunda de germană. Dar nu are nimic în germană. Gata. S-au dus toate cuvintele de germană, deci s-a terminat secunda de germană înaintea vlogmasului.